Bun găsit! Cu o oră și jumătate înainte de începerea acestei finale, Simona Halep a ieșit pe teren pentru a se încălzi, iar partener i-a fost antrenorul Wim Fisset. A exersat serviciul, reverul și toate celelalte lovituri, iar acum se odihnește un pic. Aș putea spune că antrenamentul este pe final, pentru că Simona trebuie să se odihnească și pentru marea finală. O finală interesantă, aș putea spune, pentru că vorbim de spre Simona Halep, care este cap de serie numărul 1 al turneului, și Roberta Vinci, capul de serie numărul 2 al acestui turneu, care se desfășoară în aceste zile la București. Bilanțul partidelor dintre cele două jucătoare este în favoarea Simonei Halep, 3-2 pentru Simona în cele 5 întâlniri care au avut loc. Simona Halep a ieșit câștigătoare de fiecare dată când a jucat pe zgură, așa cum se joacă și acum la București, la BRD București Open. Alături de noi este și arena centrală, lângă noi este arena centrală unde se joacă finala de dublu, iar acolo Elena Bogdan și Alexandra Cadanțu au câștigat deja primul set.